Peste 2000 de oameni s-au înghesuit la Vaslui la o slujbă oficiată de Arhiepiscopul Tomisului. Înalt preasfințitul Teodosie invitat să sfințească o biserică. Credincioșii l-au întâmpinat cu flori pe înaltul prelat, chiar în momentul în care acesta a coborât dintr-un bolid de lux. Înalt preasfințitul Teodosie a ajuns la Vaslui ca să sfințească biserica Sfinții Constantin și Elena. Înaltul prelat a fost întâmpinat cu flori de sute de credincioși în momentul în care a coborât dintr-un bolid de lux. Oamenii au participat apoi la slujba de sfințire a bisericii, oficiată de un sobor de 20 de preoți, unde au venit să primească binecuvântare chiar și un mire și o mireasă. Printre cei aproximativ 2000 de credincioși, mulți n-au purtat mască în timpul slujbei, deși au stat înghesuiți umăr lângă umăr. La ceremonie a fost prezent și primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavel, dar și alți oficiali.